Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Marie. Ia azi duminică, am venit ca să arăt mai și eu, la nubeu Suleașa. Vineri seara, când am făcut, le-am adus acasă. Vineri. Și asta am căutat matca și n-am găsit-o. Și acum haide să o căutăm mai odată, matca părăchie. Mării, nu m-am adus ochelarii. Și acum ai problemă. Aici matca a rămas relat. Și atâta e de vie, de nu știu cum o s-o prinde. Ai nimerit-o? Am nimerit-o, Maria. De-abia să o prind. Pune aici, hai. Da. Totdeauna la mătlii părăchice până le țin niște zile în ladă. Le pun aici să aibă un strop de miere. Că dacă n-am prins-o prima dată, ea că-mi prins-o acum. Puietul se vede că e bun. E, vezi, asta e umplută, Mării, fără puiet căpășit și nu-i bine. Totdeauna se umple cu puiet și cu puiet căpășit. Un ram trebuie să pun. Și atunci mi-s fără grijă. Și acum, până nu am mătchi părăchice, revine, nu știu nici eu cum. E musai să rămână așa. Asta am luat mac. Asta e un stup Mării din care am scos maca. Și acum, uite, miere de stup. Mării, ai cam umplut-o.
bina e liniștită. Mai mă uit mai odată. Și are botche, îl e rup. Plânge tare. Să vede că e o matcă bună și eu a fost... Bine, acum nu pot eu să o testez bine, bine, că de-aia m-am făcut ăștia acum în care e bună, acum în care e vară. Aici nu pot să... Bun. Trebuie avut grijă ca să nu zboare și dacă zboară, ea se bagă înapoi. Moiată bine ladă. Nu s-a stupă, nu îi fălește nimic. Și acum o pun aici la marginea asta. Uite, așa o pun. Și pun mai din miere aici, că e prea plină asta. Totdeauna de ani de zile cu mătchile năpărăchice fac așa, în așa nucleu, la așa mărime reușesc 90% pot să spun așa, ca să le pun cu miere de stup. 100% nu există. E acum hai să vedem și unul din ăsta. Ăsta l-am arătat. Asta l-am arătat rândul trecut că nu a avut albine și l-am populat. Și acum i-am pus albine. Și uite ce merg. Am tăiat-o, l-am. Așa se lucrează, să populația lucrează. Curăm. Iar aici trebuie să rup. Albina totdeauna se popula de sară, noaptea. Că de-aia n-am aprins nici lamp, nici nimic, că tot ar fi venit la lamp. Mai ia mâna. Ai și pusă. Să vin aproape? Poți. Uite, Mări, o matcă tare bună. Acum s-o găsim. E și liniștită și tot.
de acolo. Și un nucleus populat cum trebuie. Așa trebuie. Mă, asta, mări, l-am populat la urmă și a fost cu mult albin. Și de-aia au făcut față. Și iacă mai un, na, să spun, care am băgat de seamă. Eu totdeauna nucleusul le populez cu o șolă de ceai. Dar să știi că dacă n-are puiet, e puțin. Trebuie două șole, mări. Una jumătate până la două șole. Atunci a venit. Și aici pun așa ca să știu că n-are mâncă. E, uite, Mări, așa roi și am făcut asară. Mă n-am putut să filmez până tura elată. Așa s-a făcut cu două rame, un ram de miere, două rame de asta și Mări, trebuie să mă aduci două rame să pun aici, să bag la ei. Ți-o lasă prinsă. Și o atângi și te duci și aduci două rame. Și apă, nu știu. Ba. Am uitat, Mări. Te-ai uitat de ceapă. De ce? Asta și apa e mai de lucru. E, acum aștept două rame. Chice în nucleusă să țin 3 zile. Mă întreabă, dar pot să-i dau alt tupar mintun, dar eu spun 3 zile să se țină în nucleus. Că atunci e cum trebuie. E sigur. Asta nu l-am umplut mintul Mării din cauza că le-am adus de la Olda acasă și mai ușor pot să torn albină. E, și acum când știu, după o lună i-ar trebui ca să își arăce mincea matca. Și când și-o arată, atunci pot să pun la un stup de afară, cu tot cu nucleu, și așa că n-am zăbovit stupul cu absolut nimica și știu că 100% matca îi primită. Și ca să nu-mi clăgească. Bine, să vezi acolo sau din poziția aia, nici nu vezi. Mă, stau și-o în mijloc. Asta și tot bun. Uite-le și plâng, vedeți?
Când bat albinele așa din hări, piele plâng. Și acum... Stai. Dar bine, le au toți prea aici. Și să pot să bag. Și cam cu asta, așa am făcut nucleusuri. Tura elantă de mai multe nucleusuri. O fac când se părăchesc mărchile astea și le-am dat drum. Așa am avut mai 5 mărchi. Și care fac un pic și mai tare, tot de prinde și de cum am nimerit pe ochi. Și asta plânge. Și mai am ramuri de astea mări și să nu le las. Așa, tem. Uite-le ce plâng de tare. Și cu asta merităm și filmul alt de astăzi. Dragii mei stupari, sănătate, mai bine ne vedem altă dată când ne umplu la olie. Dragii mei stupari, acum închei filmul și sănătate.